Hei, salutare! Ăsta, la prima vedere, este un laptop obișnuit pe Windows. Nimic deosebit. Adică cum nimic deosebit? Este un laptop bun pe Windows, asta nu întâlnești peste tot. Tastatură ca lumea, comodă, trackpad mare, din sticlă, carcasă din aluminiu, asamblată calitativ, nu e exagerat de gros, avem și porturi suficiente, un hardware impunător, un display OLED, dar în orice moment faci, uite, așa și ai deja o stație de lucru cu două monitoare. Poate, dacă vrei, chiar și cu două monitoare verticale. Dacă nu, le poți utiliza pe ambele, pe post de tabletă. Mai pe scurt, o grămadă de chestii are, sau chiar unul din display-uri să fie efectiv tastatură și touchpad. Ăsta e unul din puținele cazuri când un concept devine foarte rapid o realitate practică, care nu costă o avere, stop, nu vă bucurați, nu costă 500 de euro, dar nici 5.000. Voi, așezați-vă mai comod și hai să discutăm, totuși nu în fiecare zi avem așa produse absolut noi la teste. Asus a mai cochetat cu ideea asta de laptopuri hibride și nu doar ei, de fapt. O să vedeți în următorii ani o grămadă de modele. Mai există un ZenBook Duo care are doar jumătate de ecran în partea asta, restul e pur și simplu tastatură fizică, însă varianta asta îmi pare cumva cea mai logică și practică, nu doar un simplu gimmick. Deci, nu trebuie confundate, ăstuia putem să-i spunem ZenBook Duo 2024. Și hai din start să vorbim despre scenariile de utilizare. Cel mai des întrebuințat cred că va fi setup-ul cu două spații de lucru separate. Acesta cred că este visul majorității. Deci ai detașat tastatura și din spate avem un suport cu balama foarte calitativ, este și el făcut din aluminiu, cu poziționare rigidă pe mai multe unghiuri, deci cum îl pui, așa și stă. Având în vedere aria la toată construcția asta, mă așteptam să fie așa mai de jeleu, dar nu, totul stă foarte rigid, nimic nu se clatină și partea tare e că dacă cumva deteriorezi balamaua asta, o poți desșuruba și schimba. Nu știu ce trebuie să se întâmple pentru asta, dar mă rog. Tastatura, apropo, are dublu funcțional. Atunci când se conectează cu aceste pinuri, devine una fizică cu zero lag, iar când o scoți, automat se transformă în una Bluetooth. Și aici vreau să mă opresc un pic. Voi știți cum eu venerez mereu tastatura și trackpad-ul de pe Mac-uri. Băi, trebuie să recunosc, orică eu de mult am utilizat mai mult timp un laptop bun pe Windows-uri, nu știu, dar asta de aici este una din cele mai tari combinații de taste și trackpad pe care am încercat-o oriunde. Un spațiu de deplasare al tastelor pur și simplu perfect, vă dați seama, în mare parte eu scriu, așa că simt diferența imediat. Trackpad-ul mare, e din sticlă, super responsive, gesturile lucrează cum trebuie, efectiv n-am simțit lipsa Mac-ului meu. Deci când e de bine, trebuie să vorbim despre asta, plus că tastatura mai e și iluminată. Plus la toate, aici avem două porturi Thunderbolt 4 cu power delivery, un USB-A și un HDMI obișnuit. Tare mă oftic că n-au pus aici și un slot pentru carduri SD, că sigur era loc. Încă o metodă de utilizare e să pui aceleași monitoare pe verticală. Aici deja este un scenariu mai specific, potrivit pentru mine, de exemplu, că lucrez în mare parte cu pagini de text care sunt cumva de formatul unei foi A4, dar ce îmi place este că laptopul singur întoarce imaginea. Următoarele scenarii mi se par și mai specifice, de exemplu, dacă vrei să lucrezi cu cineva în paralel sau să-i prezinți ceva, tu dintr-o parte, el din alta. Ce-i drept, nu mi-a ieșit de fiecare dată să întorc ecranele în orientarea corectă. Faza cu stilusul pe ambele ecrane, îi văd rostul, efectiv două spații de lucru de 14.5 pe care desenezi, ajustezi, schițezi, faci notițe, eu văd destul de multă lume care ar utiliza așa ceva. Și mai poți face din ambele un singur ecran, dar asta deja e nonsens, că pe mijloc ai despărțitura asta zdravănă. Însă cea mai funny combinație este asta, pur și simplu ecranul de jos se transformă într-o tastatură cu trackpad, ea poate fi modulară doar pe jumătate de ecran, aici da, e vorba mai degrabă despre un gimmick, căci n-avem haptic feedback, efectiv nu știi pe ce apeși dacă nu te uiți, dar oricum nu poți ascunde faptul că e mișto realizat. Încă o bilă albă aș da-o pentru implementarea gesturilor și managementul ferestrelor. Ai apăsat cu 6 degete și apare tastatura, mai apeși odată apare cu tot cu trackpad, atunci când muți ferestrele, sistemul tare intuitiv îți arată unde poate să arunce fereastra aia sau pe tot ecranul sau un colț la al doilea ecran, deci și asta este executat bine.
Anume, vorbind despre display-uri, ambele de 14 inch, ambele OLED, se văd foarte bine, au suport HDR, la calibrarea culorilor tot n-am întrebări, suportă standardul DCI-P3 100%, luminozitatea și ea este 500 de niți, deci eu unul n-am pretenții. Într-adevăr, este o imagine calitativă, doar că eu am versiunea cu Full HD rezoluție și 60 de Hz. Așa e pentru zona noastră. Există o grămadă de configurații, cel mai des o să întâlniți versiunea cu rezoluție 3K pentru fiecare monitor și 120 de Hz, care este mai scumpă, aparent sună mult mai bine, dar o să vedeți mai încolo că n-ar fi neapărat asta cea mai bună alegere. În general, dacă e să mă gândesc bine, întrebări anume la hardware, eu nu am. Toate nemulțumirile la mine, ca de obicei, sunt strict legate de Windows. Nu înțeleg de ce nu poți face că odată ce ai luat laptopul să-l deschizi și să ai tot de-a gata, nu trebuie să umbli prin meniuri de pe timpurile la Windows 7, să faci update la drivere pentru ca trackpad-ul să lucreze cu toate gesturile așa cum trebuie, să setezi o grămadă de opțiuni așa ca să-l poți utiliza comod. Pe urmă, mai trece ceva timp, iar restart că trebuie update, apoi ți sare în față, uite așa, un ecran albastru cu eroare și ți se restartează la naiba tot sistemul, mai pe scurt, chestii tipic de Windows. Dar atunci când excluzi micile nemulțumiri, îi pui la loc tastatura, ai parte de un laptop, într-adevăr, premium, calitativ și chiar puternic pentru productivitate și task-uri zilnice. Așa cum vă spuneam, configurații pentru modelul ăsta sunt o grămadă și depind de zonă. La procesoare, în mare parte, veți întâlni un Intel Ultra 7 sau Ultra 9, RAM de 16 GB și mai sus, iar memorie internă minim 1 TB. Eu am versiunea cu Intel Ultra 9, 32 GB de RAM și 2 TB SSD. Pot să vă spun că n-are absolut niciun stres să deschizi câte două ferestre cu 10 de taburi pe ambele ecrane, să împrăștii ce aplicații vrei tu prin sistem, zero întrebări. Dar i-am dat și ceva mai specific de lucru, de exemplu, un export video de 10 minute în 4K cu tot cu corecție de culori s-a făcut aici în 8 minute, ceea ce nu e rău deloc. Pentru ceva chestii ușoare, cred că e super bun, dar sigur nu văd laptopul ăsta drept o mașinărie care rupe asfaltul în After Effects sau ceva lucru profi, chiar și în Lightroom. Acolo e cumva la limită, dacă editezi concomitent mai mult de 50 de fotografii în librărie, deja se chinuie. Cu grafica integrată, respectiv nici mare performanță la jocuri n-ai de unde să te aștepți, nu tare vreau să vă umplu capul cu benchmark-uri, că n-ai ce măsura aici. În jocuri se descurcă ok, în Borderlands, Fortnite, eu am scos în mediu 30 FPS, deci nimic super wow. Ba, în Fortnite, la setări maxime, chiar primeam niște frizuri serioase. E departe de o mașinărie de gaming, asta să fie clar. Dar aduceți-vă aminte ce spuneam eu când am pomenit de display. Tot hardware-ul de aici împinge pixelii dintr-o rezoluție Full HD. Cu două monitoare 3K, eu vă asigur că performanțele vor scădea considerabil, mai ales în jocuri. Așa că versiunea asta s-ar putea chiar să fie cea mai logică pentru lucru. Plus că două display-uri de 14 inch 3K cu 120 de Hz vor păpa încă și mai mult curent. Aici este un detaliu extrem de important după mine. Acesta este unul din puținele laptopuri pe Windows pe care nu trebuie să-l ții mereu pe lângă priză. Aici am căpătat o baterie de 75 W, nu știu unde era loc. Într-o zi l-am utilizat doar cu ambele monitoare. Este clar că autonomia anunțată de ei de peste 13 ore e reală doar în scenarii de astea super eco, dar eu am scos cu două monitoare 6 ore de lucru din ăsta, cu fișiere, browsing, o grămadă de taburi, băi, ăsta este un rezultat super bun, credeți-mă, în regim de laptop scoți și mai mult. Plus la toate avem și încărcător prin Type-C cu 100 W. Acum hai să vorbim despre prețuri. În ziua de azi, dacă vrei un laptop bine asamblat, premium, care să lucreze ca lumea, nu contează că e pe Windows, va costa minim vreo 1200 de euro. Mitul ăsta că Mac-urile sunt scumpe, dar Windows-urile, iată, nu? Gata, s-a dus. Orice laptop calitativ costă și dacă vrei să mai ai și 16 GB de RAM, 1 TB SSD, ușor ajunge și la 1500. ZenBook Duo oferă toate astea, doar că are și acest avantaj unic de transformer, plus că mai are și acest stand din spate, vine cu stilus, mai are și o husă în set, deci îți dau de toate. Și din câte am văzut, combinația asta este sub 2000 de euro. Erau variante și cu 1800, deci mi se pare un caz într-adevăr unic când pentru un produs care la prima vedere pare a fi de nișă, nu se cere o sumă exorbitantă. Adică, în principiu, nu sacrifici cu, nu știu, cu nimic. Voi, prieteni, ce părere aveți? În orice caz, cam asta a fost totul pentru azi. Aștept mai jos părerea în comentarii despre așa idee de laptop a viitorului. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!